Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, pentru cei care nu știu acest canal. Pe încă ceva găsiți discuția profundă pe tema Game of Thrones și recenzii la glume și seriale, așa zic. La filme și seriale, asemenea recenzii de carte, jocuri, film și multe, multe altele. Azi avem o discuție, fapt, o recenzie. Acel mai recent film pe care l-am văzut la cinema este vorba de nimic altceva decât The Northman. Așa că fost apel în timpul. Haideți să începem. Așadar, Northman, un film de Robert Eggers și cu Alexander Skarsgård în rolul principal. Filmul apare anul ăsta, trebuia să apară anul ăsta și al treilea film pe care Eggers îl scoate oarecum în mainstream. Am mai avut The Witch, am mai avut Lighthouse și acum ăsta este oarecum un film care vrea să fie de mainstream. Doar că filmul nu e de mainstream. Filmul are un trailer de mainstream, îți promite un film mainstream și apoi te duci la Northman și vezi un film de Robert Eggers. Și nu ești sigur exact ce ai văzut. Lumea în sală, fiind din spiritul haide bă, vină cu aia, sunt aici, Ionuț, Ionuț! Și Ionuț venea. Când au văzut filmul, au zis că prea au înțeles ei așa cam ce se întâmpla acolo. La un moment dat, unul dintre ei a și spus, dar cine e asta? Pentru că la un moment dat apare o valchirie și el nu era pregătit pentru valchirie. Valchirie e și între el, nu e o problemă, nu vă dau niciun spoiler. Dar pentru el a fost un moment foarte neechilibrat. Pentru că nu a înțeles de ce, cum, ce s-a întâmplat aici? De ce, cum, ce? Și altul după aia a fost un tip foarte, foarte contrariat de faptul că sabia lui nu funcționa ziua. Ideea este că filmul ăsta, nu vă dau niciun spoiler, filmul ăsta e o adaptare a unei legende daneze pe care Shakespeare a citit-o și după aceea Shakespeare a scris Hamlet, pentru că pe personajul nostru principal cheamă Hamlet. Practic Shakespeare a luat H-ul și l-a pus în față, din spate l-a pus în față și a ieșit Hamlet. Și în schimb nu este o adaptare perfectă, deci nu este o adaptare pentru film a legendei daneze, este o adaptare totuși, e mai mult inspirat de către legenda respectivă. Și filmul, deși este un film de mainstream, s-a prezentat ca un film de mainstream, este foarte arthousey. Nu este la fel de arții-parții pe cum Lighthouse, dar fără doar și poate, are niște elemente care nu vor fi îmbrățișate de publicul larg. De altfel, filmul a avut o deschidere de 29 sau 30 de milioane, internațional vorbim, da? Cu un buget de undeva la 90 de milioane. Cum să ne înțelegem? Bugetul ăsta de 90 de milioane, cum o să spună, mă, dar nu e un buget mic, nu e niciun buget mare. Pentru 2022, în contextul în care fiecare episod din House of the Dragon are buget de 20 de milioane de dolari și în contextul în care un episod din Lord of the Rings de pe Amazon are bugetul de vreo 30 de milioane de dolari, ei bine, filmul ăsta, care e un film de cinema, până la urmă, are 90 de milioane, cât 3 episoade din Lord of the Rings. Acum, să ne înțelegem, bogăție în CGI nu e foarte mare, nu e foarte mult. Este, dar nu e foarte mult. Actoria e bună, overall, da. Există foarte puține scene în care ai un ansamblu foarte mare de personaje pe ecran. Cred că la începutul filmului mai degrabă și apoi se diluează și ai maxim 4-5 personaje. Astfel că bugetul ăsta care e și mare, în același timp e și mic, ca să zic așa, știi? E așa o chestie asta ciudățică. Iar filmul nu pare un film mare când te uiți la el. În niciun caz nu pare un film mare. Filmul e bun, dar pare totuși un high budget Netflix movie, ca să zic așa. Cam asta e problema lui. Eggers are un mod de a spune povestea care este foarte, foarte personal față de personajul central și asta te face ca atunci când vezi Northman să ai puțin senzația asta că este foarte unilateral spusă povestea. La final și felul în care finalizează povestea subliniază chestia asta într-o oarecare măsură. Repet, actoria e overall bună, regia e overall bună, coloana sonoră e ciudat aleasă pe parcurs. Montajul, editul, aș spune că e cea mai diferită parte pe care o are filmul ăsta. De ce spuneam și de tinerii din sală, ei au fost nemulțumiți de ceea ce au văzut pentru că filmul contestă felul în care tu te aștepți filmul să fie. Nu e cum te aștepți să fie, are niște momente, are niște scenete, are niște chestii care trec din, ok, o să vă spun o poveste la, eu acum vreau să te șochez și o să o fac. Și tu ești, păi dar de ce, că nu, iar vezi, în timp ce te uiți la film, vezi influențele din Lighthouse, vezi influențele din The Witch,
vezi multe chestii acolo. Și atunci filmul, nu poți să te întrebi dacă se pretează felul ăsta de a face film la povestea asta și la promisiunea asta, aducem oamenii în cinema cu un film care este arții-parții. Filmul overall e ok. E un film de 7,7, 7,8 poate chiar, în ceea ce a ieșit acolo. E un film foarte bogat vizual, Scarlett face o treabă bună, toată lumea face o treabă bună de altfel. E forțat pe alocuri, da, dar portretizarea vikingului, și nu treaba vikingului, portretizarea acestei răzbunări, e făcută mișto. Există niște scene aproape halucinogene în care te întrebi, dar oare ce fumau băieții ăștia aici? Și oare au pus și prenandez? Pentru că prea se leagă acolo lucrurile între ele. Sunt niște momente în care te uiți așa și zici, mă, era chiar nevoie de nebunia asta? Și pe aia spui, poate totuși Eggers și-a dorit foarte mult să portretizeze realitatea istorică, dacă vrei. Și atunci, ok, merg pe mâna lui. Doar că porțiuni din film reprezintă această acuratețe istorică, după care trece prin niște scene foarte, foarte metafizice. Repet, Valkyria, există o luptă la un moment dat cu un cadavru. De asemenea, Coming Back from the Dead, știi? Cam asta e ideea. Există niște transe, niște lucruri și atunci spui, mă, ce văd de fapt? Știi? La ce mă uit? Ce a vrut să facă Eggers aici? Și după aia, cea mai bună poziție pe care poți să o ai este să spui, ok, nu vreau să mai înțeleg ce a vrut să facă, vreau doar să mă bucur de spectacolul vizual, să văd dacă la final voi fi împlinit cu ceea ce am văzut. Și da, dacă ai approach-ul ăsta și spui, ok, nu vreau să mai judec filmul în canoanele filmmaking-ului modern, să-l mai pun în tot felul de, să încerc să-l pun într-o cutie, da? Atunci filmul devine vizibil mai interesant. Există o scenă și cu Halvor Bjornsson, dacă vreți o să vedeți acolo un film, dacă o să-l recunoașteți, nu știu, The Mountain. Există câteva scene cu William Dafoe, de asemenea. Unii oameni să-l recunoască, alții să spună I didn't see him. Toată lumea face o treabă bună, serios. Și Nicole Kidman. Nicole Kidman are o scenă foarte disturbing cu Alexander Skarsgård și o scenă de-asta care ți se ridică puțin părul pe spate pentru că you're not comfortable with what the fuck you're seeing. În același timp intră în sertarul ăla cu Vengeance, știi, și Mad Vikings, dar iară se deschide o lume în care bă, zici, bă, nu știu dacă voiam să văd neapărat chestia. Sunt tot felul de scene, asta spun că filmul overall pune un picior, pare nehotărât între ce vrea să fie, știi? Este art house sau este block, sau vrea să fie blockbuster, știi? Și Eggers probabil că a spus, băi, o să fac filmul ăsta de mijloc pe care lumea va aprecia. Numai că nu știu că se va întâmpla chestia asta. Cred că foarte multă lume, ăia care apreciază art house-ines, o să spună, dar nu e atât de art house pe care mi-aș fi dorit. Iar aia care apreciază action flick-ul și cu vikingul ăla nervosul, cu The Beowulf, știi? Beowulf și care va veni și va, știi, crack skulls. Și aia vor fi, I don't know, nu știu că am văzut chestia asta, știi? Că apare Valkyria aia, leșină ăsta, vede ceva, copaci, șerpi. It's like, what is this? Știi? Sabia care nu mergea, era băiatul în față. Nu mai ce sabia? O să vezi, băi, în film, explicația. Și atunci, it's a bit weird, știi? Cam asta e faza. Foarte multe teme ezoterice, foarte multe teme religioase aparținând culturii vikinge, știi? Și le îmbrățișează de-a dreptul. Dar pe parcursul filmului nu am avut niciodată senzația asta de identificare cu personajul. Am mai spus treaba asta. La unele filme pur și simplu ești a bystander și te uiți la ceva ce se întâmplă și nu știi dacă la final nu rămâi cu setea lumii respective, cu setea personajului, cu setea descoperirii, cu îmi doresc să aflu mai departe ce a făcut acest personaj. Și atunci îți dai seama că personajul e foarte unilateral, de fapt. Și așa este. Personajul nostru sunt două personaje centrale. Unul dintre ele este I am vengeance, da? And that's basically it. Pentru că el la mai descoperă, încearcă să cultive și a doua parte a sa, numai că a doua parte a sa este fata și fata la și ea este ok, I'm gonna be the mother. Nu vreau să-l supra-simplificăm, că nu e atât de simplu filmul. Simt că unii oameni se vor uita la filmul ăsta și vor vedea niște macro-adevăruri ascunse în interiorul lor, incestuoase, probleme psihedelice pe care fiecare dintre noi le are, angoasele personale în raportul cu părinții, nevoia distrugerii ancestrale asupra liniei precedente, conflicte. O să vedeți o fel de chestii de genul ăsta din toată povestea asta. Dar dacă te uiți la film, filmul e ok, dar e puțin confuz. Asta e adevărul. E ok, v-am spus, 7,8 i-aș da fără niciun fel de problemă și este un ar trebui să-l vezi? Da, ar trebui să-l vezi. Ar trebui să-l vezi și la cinema și noi l-am văzut la Cineplex, la sala Ultra, cred. Și au Dolby Surround, dar și au și în scaune puțin ceva vibration stuff. Și a funcționat, a funcționat. Există niște chestii acolo, e bloody as fuck pe alocuri și I guess it works, kinda, sorta, in a weird way.
să zic așa. Uitați-vă la el, mergeți la cinema să-l vedeți, dacă vă place e bine, dacă nu vă place, iar asta este This is Robert Eggers. Și ar trebui să ne așteptăm la filme de genul ăsta pentru el. Aș spune că în continuare filmul meu preferat de la el este The Witch, nu e Lighthouse, și aș spune că ăsta e pe locul 3. Lighthouse fiind pe locul 2 și ăsta e pe locul 3. Rău, bine, nu știu, spuneți-mi și părerea voastră în comentarii. Nu uitați de evenimentul nostru pentru Doctor Strange de la Cineplex pe 5 mai de la ora 16, 16, unde avem o grămadă de giveaway-uri pentru voi și ar fi fain să veniți să ne vedem, să stăm de vorbă, să, la fel cum am făcut și în turele trecute, pentru Watch Party-ul încă ceva. Filmul începe la 7, noi suntem acolo de la 6, ne întâlnim, ne vedem, facem poze împreună la un panel cu Doctor Strange și mai departe. O să vă plac. Everything goes on the channel. Vă mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc celor care sunteți pe Patreon, celor din comunitatea încă ceva. Fără de voi aceste clipuri ar fi imposibile și pe data viitoare nu rămâne decât să vă urez ziua plăcută, numai bine, baftă!